exclusivitate pe Digi Sport. Și în Pop România, în negru, Camil Gawiński din Polonia. A început ultimul meci, Florin Pop România și Camil Gawiński din Polonia. Românul este în roșu. Ultimul meci de astăzi, sferturi de finală la categoria 65 de kilograme. Ce arcă aruncare și o reușește polonezul. I-au ieșit mai bine atacurile polonezului în acest prim minut. Intră aproape Florin Pop, dar polonezul este deasupra. Polonezii strigă numele conaționalului lor și da, el mai reușește o proiectare. Încă o dată românul reușește o proiectare. Da, a fost acțiunea lui Florin Pop, însă nu s-a pus. Se află în marginea spațiului de luptă, trebuie să fie atent Florin Pop. Vine mai în centru. Și s-a încheiat prima repriză, hai să vedem. Repriza este a românului. Parcă 3 au fost roșii și 2 egal. Hai să vedem. Da, repriza este a lui Florin Pop, care câștigă prima repriză. A fost red, 3 arbitri au dat runda lui Florin Pop, 2 au arătat egalitate. Camil Gawiński din Polonia și Florin Pop în ultimul meci al zilei, sferturi de finală la categoria 65 de kilograme.
Iată aici românul a reușit o aruncare frumoasă. Începe runda a doua în roșu Florin Pop. A dus bine pe picior Florin Pop. Din nou pe picior. S-a ținut ceva mai bine polonezul. Din nou se duce jos cu polonezul. Până acum îi merge bine lui Florin Pop. Chiar mai bine decât în prima repriză, zic eu. Încă o dată pe picior. Trebuie să aibă și el atacuri însă Florin Pop. Da. Este clar o dominare a lui Florin Pop și în această repriză. Vește lungă cu brațul la abdomen. Se retrage însă repede. Și încă o proiectare bună care arată o dominare a lui Florin Pop în această repriză. Aruncă brațele în gol Gavinski. N-a reușit mai nimic în această repriză a doua Kamil Gavinski din Polonia. Aici a încercat o proiectare, nu a reușit. Bună lovitura de picior de stop. Cred că meciul este aproape de final. A fost o aruncare, n-a punctat. Da, și se încheie repriza. Zic eu, îi aparține tot lui Florin Pop, care câștigă meciul, dar să nu ne grăbim. Au fost deja trei arbitri care au dat roșu. Și este repriza câștigată de Florin Pop din România, care se califică în semifinalele categoriei 65 de kilograme. Iată că am început noi cu stângul în probele de luptă. A pierdut Alexandru Savu și Adriana Ștefan, dar după care au venit și victoriile. Bogdan Zamfir a ajuns în semifinale la 85 de kilograme, la fel ca și Vasile Badea, tot în semifinalele aceleași categorie. Aici îl vedem bucuros pe Florin Pop din România, care s-a calificat și el în penultimul act la 65 de kilograme. Victorii au mai obținut și Mihai Paiu la 60 de kilograme, dar și Petrișor Dumbrava.